Apele oceanelor nu au margini, sunt atât de misterioase și ademenitoare. Câte secrete păstrează? Acolo nu doar că s-a început viața cândva de mult, dar și trăiește cel mai mare animal care a existat vreodată pe planetă. Astăzi vom face cunoștință cu balena albastră. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul nostru. Trageți mai mult aer în piept, urmează să ne scufundăm! Balena albastră este practic o dirijabilă a lumii acvatice. Mulți ani a fost greu de studiat. Chiar și oamenii de știință specializați în balene albastre nu își puteau imagina prea bine cum arată. Astăzi, multe caracteristici ale balenei nu sunt studiate până la capăt și ele cauzează multe întrebări. Totuși, acum știm că acest mamifer incredibil este cel mai mare de pe planetă și cel mai greu dintre toate vietățile. Lungimea corpului său ajunge la 33 de metri în lungime și e comparabil cu un avion mare de pasageri. Greutatea trece de limita de 150 de tone. Doar limba e atât de grea ca un elefant african. Sistemul circulator conține 8.000 de litri de sânge. Deși informația că inima unei balene e cam cât o mașină și că pe interior poate înota un copil e doar un mit. De asemenea, poze e plin internetul. De asemenea, poze e plin internetul, dar e doar o machetă a inimii mamiferului, mărit de câteva ori. Iată cum arată o inimă adevărată de balenă de 22 de metri. Desigur că e foarte mare, dar nu poate fi vorba despre comparația cu o mașină. Pielea netedă pe un corp zvelt înzestrează chipeșul subacvatic cu o fluidizare perfectă. Brazdele de pe gât și burtă nu încurcă la nimic. Din contra, așa pliuri ale pielei îmbunătățesc proprietățile hidrodinamice și îi permit să extindă gâtul cât mai tare când înghite hrana. Dacă norocul îi aduce o masă atât de copioasă, îi rămâne doar să deschidă gura cât mai larg. Astfel de grupuri de crustacee se numesc krill, iar pentru balenă sunt dieta principală. Având în vedere dimensiunile ei, nu trebuie să ghicim că în fiecare zi depune efort pentru un prânz obișnuit. În mediu, norma ei zilnică este de la 3,5 la 6-8 tone de crustacee pe zi, aproximativ 40 de milioane de exemplare, doar pentru o singură balenă matură. Înghite cam 60 de kilograme de mâncare la oaltă. De îndată ce îi nimerește în gură, limba ei elastică se întinde prin toată cavitatea, formând literalmente un fel de sac. Cu el și este împinsă în afară apa. Restul chirilului, care nu trece prin fanoane, este înghițit. Balena albastră poate consuma întâmplător și ocazional și pești mici, crustacei și cefalopode pe care le prinde împreună cu chirilul. Aceste fanoane sunt un rând des de lame, care după compoziție seamănă cu părul. Cresc pe tot parcursul vieții și pot ajunge la aproximativ un metru sau mai mult. Puteți să vedeți aceste videouri ca să vă asigurați. Maxilarul de mai jos e atât de greu că uneori trebuie să se întoarcă în timpul mesei ca să poată închide gura, dar în rest totul e destul de bine. În vremuri de foame, balenele albastre se adaptează nu rău. Grăsimea acumulată nu le permite să-și facă griji nici pentru o lună întreagă de foame. Necătând la faptul că sunt răspândite prin toată lumea, e greu să întâlnești balenele albastre, căci preferă adâncimile de peste 200 de metri. Dacă veți avea noroc, balena poate să-și arate coada, iar asta este ceva foarte rar. Din cauza greutății sale, nu prea poate ieși din apă și efectua astfel de sărituri incredibile ca frații săi. Periodic, acest submarin se ridică la suprafață pentru a respira un pic, eliberând printr-un organ special aerul, formând fântâna arteziană atât de faimoasă. La fiecare specie, structura organului diferă. De exemplu, balenele dentate au o singură nară.
cele albastre, două. Cașalotul, două, însă una a crescut complet în timpul evoluției. În orice caz, va fi imposibil să nu observați un asemenea fenomen când urmăriți balenele și vă asigur că nu îl veți uita așa ușor. Dar acest locuitor submarin poate să se laude nu doar cu greutatea și dimensiunea sa. Semnalele lui vocale ajung la 189 de decibeli, cu o frecvență de 10-15 Hz, ceea ce îl face cel mai răsunător de pe planetă. În asta se ascunde un alt mister al balenei albastre. Spre deosebire de balena dențată, cea albastră e lipsită de buze sonore. Așadar, sunetele sunt produse în gât, dar și acolo lipsesc corzele vocale, emițând cele mai răsunătoare semnale din lume fără organe speciale, ne face confuzi. Și răspunsul la această întrebare nu există. Totuși, să fim de acord, cântarea balenei are un farmec aparte. La misterele nerezolvate ale balenelor se include și un individ interesant, dar absolut necunoscut. A fost numit balena de 52 de Hz, sau cea mai singuratică balenă din lume, probabil unica de acest fel. Ea cântă la frecvența de 52 de Hz, anume această caracteristică a servit drept bază pentru părerea că alte balene nu pot să-i audă chemarea și să-i răspundă la ea. Nimeni n-a văzut niciodată acest individ și nu e clar cărui gen aparține, dar din când în când, oamenii de știință îi fixează semnalele din diferite părți ale oceanului, iar oportunități de a o studia sunt foarte și foarte puține. Probabil e un hibrid sau un mutant. Poate nu vom afla niciodată. În ocean se ascund multe și umanitatea încă nu e gata pentru cucerirea lui. Și poate că așa e mai bine. Balenele, după natura lor, sunt singuratice, se unesc doar pentru a vâna sau a migra, chiar și în așa cazuri preferă să păstreze distanța. Nu au probleme cu schimbul de informații. Radioul lor incorporat este capabil să primească semnale de la alte balene de la o distanță de până la 33 de kilometri. Totuși, dacă este vorba despre crearea unei familii, balenele sunt foarte serioase. Sunt niște mamifere monogame, de aia formând o pereche nu se vor despărți niciodată. Iar peste 10-12 luni, pe lume se va naște un alt deținător al recordurilor. Cel mai mare pui de pe planetă, cu lungimea de 3 metri și greutatea de 9 tone. Apropo, puiul de balenă se numește vițel. Oricum n-ar fi, reproducerea balenelor este un proces îndelungat și în cel mai bun caz are loc odată la 2 ani. Dar la asta dificultățile nu se termină și viței, fiind fără apărare, rămân ținta numărul 1 pentru prădători. Cât despre inamici, aceștia nu prea sunt. Putem practic evidenția doar mafia subacvatică, balenele ucigașe, care nu sunt potrivă să urmărească balenele și uneori chiar să le includă în dieta lor. Vânătoarea nu e asupra balenelor în sine, cât asupra limbilor, buzelor și gâturilor lor. În mare parte, așa cazuri sunt foarte rare. Balenele ucigașe au alte feluri de mâncare în meniurile lor. Omul, la rândul său, a reușit să lase o amprentă mare asupra populației lor. Specia era aproape inaccesibilă până în cea de-a doua jumătate a secolului XIX, dar în secolul 20 a primit o lovitură puternică. Fabricile plutitoare pentru măcelul balenelor exterminau fără milă giganții, ceea ce a redus semnificativ populația lor. Doar în anul 1931 au fost prinse peste 29.000 de balene albastre. Carnea, osul și fanoanele lor e ce e pentru ce oamenii le vânau. Până în a doua jumătate a secolului 20, specia a devenit aproape distrusă. Anume atunci vânătoarea lor a fost interzisă. Balenele însă se recuperează extrem de încet și acum populația lor numără nu mai mult de 10.000 de indivizi. Acum ne rămâne să sperăm că oceanul va fierbe din nou plin de viața acestor giganți incredibili și umanitatea nu va permite ca așa tragedie să se repete din nou.
Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă ați văzut vreodată o balenă albastră în realitate. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!